Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare repune pe picioare sistemul de irigații, despre care se spunea cu câțiva ani în urmă că este devastat. Specialiștii au mers în teren, au analizat și au ajuns la concluzia că cel puțin în județul Olt se pot iriga sute de mii de hectare dacă se investește în infrastructura principală, respectiv în stațiile care pompează și repompează apa pe canale. Un astfel de proiect este în derulare la Caracal. Directorul ANIF, Florin Barbu, a mers sâmbătă să verifice stadiul lucrării. Ne aflăm pe amenajarea terasa Caracal din județul Olt. Această amenajare se află în reabilitare. Contractul a fost semnat în 2016, are termen de execuție 2020. Este o valoare de contract de 18 milioane de lei și ne aflăm exact la prima stație de repompare, pe aducțiunea principală din care se face din priza Drăgănești, care duce la SPA Fărcașele, stație de care pompează apa pe aducțiunea principală până la SRP1, unde ne aflăm în momentul de față. De aici, apa ajunge la alte două stații de punere sub presiune, care asigură apă pentru irigații pentru terenurile agricole până aproape de granița cu județul Dolj. În afară de amenajarea de la Caracal, alte două investiții, tot în reabilitarea infrastructurii principale, se derulează în zona Fălcoiu și Stoienești-Vișina. La nivelul județului Olt avem undeva la 180.000-200.000 de hectare amenajate cu irigații, dintre care Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are trei contracte în momentul de față, pe terasa Caracal, unde suntem aici, pe Bucșan-Cioroiu și Stoienești-Vișina, unde se reabilitează undeva la 98.000 de hectare, adică 54% din infrastructură. Iar anul acesta trebuie să înceapă un alt proiect mare de irigații, tot din bani de la bugetul de stat, pentru zona Dunării. Sunt proiecte mari și dificil de realizat, însă odată puse la punct aceste sisteme, producția agricolă foarte bună este garantată, spun specialiștii. În etapa a doua, anul acesta se va da drumul și la procedura de achiziție publică pentru terasa Corabia, unde avem încă în jur de 40.000 de hectare care vor fi reabilitate. Este o muncă dificilă, este o muncă în care necesită foarte multă forță umană. Ați văzut cât este stația de mare, pompele sunt foarte mari, avem pompe care bagă până la 5 metri cu pe secundă și cred că până în 2020 aceste amenajări vor funcționa și județul va beneficia de irigații. Cu aceste stații refăcute, cu apă gratuită pe canalele de irigații, fermierii care fac parte din asociații ale utilizatorilor de apă își pot pune și ei la punct cu fonduri europene stațiile de punere sub presiune. Din luna mai se pot depune proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiecare asociație putând beneficia de câte 1 milion de euro pentru retehnologizarea acestor stații.